Fac un exercițiu acum că eu am scris în carte chestia asta și de-aia eu știu mai bine un pic. Deci, practic, să venim la faza în care am lovit anul 24, da? Acolo, da. Deci am rulat așa, avionul a făcut așa, George n-a simțit nimic și când a luat-o încoace pe pista de rulare după tarmac, după platformă, eram cât de cât aproape de linia de clădire acolo cu cipa. Nu era departe. Înțelegi? Eu să zic așa, dacă era așa maximum 10 metri. Deci am trecut foarte repede. Aici a băgat George și când am ajuns aici în față la aerogară, am luat virajul normal și au apărut toate... Asta după ce a observat domnul Dan că noi, ceva nu e în regulă cu noi și am luat-o repede. Aici a făcut George virajul atomic, am trecut. Și unde era santinela? Santinela era, uite, acolo undeva unde este ăla, 07 CAT2, pe acolo. Deci acolo am făcut. N-ai făcut ce manevră, noi alunecam. Alunecam cu, cum se zice, derapare. Deci noi eram în derapare un pic și când santinela a văzut că avionul vine așa de repede, efectiv s-a aruncat pe burtă pentru că aripa venea și îl reteza probabil. I-a fost frică, s-a aruncat pe burtă. Asta am văzut așa, aruncătură de... Da, aripa e destul de joate la nivelul ăsta. Da, da, da. Așa. E, când am ajuns pe pistă, așa ușor, 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 cu un viraj scurt, a apărut pista în față. Ne-am aliniat și era așa de lată că noi nu am fost niciodată cu scaunul pilotului, nici George. Când pista era așa de lată, efectiv am rămas stupefiat. Și am hotărât să decolăm. Sună telefonul. Nu se poate. Spunea, am vrut să știu dacă avionul ăla care a avut probleme ieri la Arad erai tu. Ok. Suntem în filmări la Băneasa, îți trimitem filmul, da? Te-am pupat. Numai bine. Bye. Asta. Mulțumim aeroportului Băneasa. Hai să mergem. Mulțumim. Și nu decolăm să... Cum vă numiți pe Marinica. Marinica? E coleg de-al meu de la sindicat. Adrian. Marinica, Adrian. Hai să avem și o poză cu dumneavoastră. Vreți să avem o poză și cu dumneavoastră? Delectat? Vreți, vă rog frumos, o poză cu dumneavoastră. Hai, George, tu de parte și de parte. Dar nu cu autobuzul, Ana? Marinica și Adrian. Ei lucrează la autobuz. Haideți aici, pe platformă, aici. Marinica și Adrian. Nu cu aerogara în spate, că asta e frumos. Să ținem eu, vă trimite. Și tu nu vrei, Dani, cu noi? Hai. Nu, numai noi, numai cu securitate. Eu sunt doar la securitate, PNV. Tu strici imaginea, Dan, eu știu ce-a făcut viorul. Voi doi mai în față. Noi doi mai în față? Și dumneavoastră, da. Așa. Și domnul, întoarceți-vă puțin în partea asta. Așa. Data viitoare să vă arate. Ca la botez, ca la nuntă. Păi, încă una? Da, ok. Să prind aeroportul. Așa, atenție, zâmbiți foarte bine. Te-ai mișcat, ai grijă, că ți-a dat peste mână. Mai spuneți ceva pentru cameră. Pentru cameră. Unde vreți. Astăzi, șeful. Știe cineva data? 7. 7. Astăzi, 7 iunie 2012. După 34 de ani de la un eveniment evadării noastre, am revenit la locul evadării pe aeroport. Și a fost un moment extraordinar de emoționant și fascinant. Să retrăim momentele evadării în colaborare cu Băneasa Airport. Security Airport, Adrian și Marinica. Marinica. Mulțumim foarte mult tuturor. Nu mai zic care mai mult sau care mai puțin, dar știm. Dan Axinte, Marinica, Adrian, Mihai Cusursus, Alina de la Security, la toată lumea vă rog. Mulțumim foarte mult pentru prilejul de a retrăi momentele evadării noastre. Și, în mod special, Mihaela și Helen from Germany. Care le așteptăm. From Germany. Germany. Echipa noastră de filmare și domnul de la Băneasa, de la Otopen. Otopen. Da, acum, da, de la Henry Coadă. Da, de la Henry Coadă, dar cum te numești? Cristian Sabo. Cristian Sabo? Savu. Savu. Cristian Savu de la Otopen. Cristian Bine, ca o care a plecat de aici, da. La Viena. Eu eram aici, cum să nu, să trăiți? Viena la, la auto, cum să nu? Bine, ca a venit, l-a alimentat, da. Noi auto și dumneavoastră ați plecat pe aici. Una vrea șoferul, frate, și spunea nebunul ăsta. Mi se pare că cum dumneavoastră îi lea cu noi, 52. Eu sunt. Deci dumneavoastră a fost acela cu cisternă. Nu, colegul meu. Colegul? Dar eram acolo. Deci de acolo se vedea. Să făcea tractor cu tractorul. Exact, făceam mai mult. Ați vrut să-l luați așa? Nu, nu mai. Nu. Și cu urmă ați decorat aici pe ei, dacă erai mai așa, m-am văzut ce-s nebun. Acum e poveste veche, nu e nicio problemă. I know him.
Auzi? Dar cine are un neam la Viena? Dumneavoastră sau dumneavoastră? Ați atenționat no. acolo, tot aproape de Viena. Nu, no, un pilot avea, că ai povestea, zicea că a plecat un pilot. A venit aici de la reparat frate, nu știu, de la Romaiul. Am văzut BNK-ul, a dus pe, nu știu, și... Noroc că dumneavoastră se sprea deștept ca să avea crucea roșie, că vă vreau unguri. Hai că vorbesc prea multe. Nu, că știu, nu te mai termin. Dați-mi numele. Dumitru Ienache mă numesc. Mulțumim foarte mult și domnului Dumitru Ienache, fostul nostru coleg, da, 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 da. De la CIPA, de la auto, de la exact, alimentare, exact, da, care da, ne-a dat benzina pe gratis. Corect. Da, era benzina. Am prezentat. Acum trebuie să vă ducem la Cocoșatul să vă plătim pentru benzină. Mi-o cu distanțierul, nu te rog. Da, distanțierul nu știe de mine. Nu, tu mă, sunt pacând. Dacă am nimic de comunicare, decât pe telefon. Mare plăcere, hai să trăiesc. Numai bine, să trebuie să vă scriu un cec pentru benzină, vă promit. Ce te-am făcut să plângi acum? Sunt mulți care erau ex-toți și au avut, dar și la pensie, un șofer, 44 de ani și 6 luni vechime pe aeroportul. Acum e trecut la serviciu ăsta. Sunt mulți care știu care erau aici, au fost la serviciu. Dragii mei, vă spun sincer că am avut momente în care am zis în mesaje, nu vă dați seama cât de mult vă iubesc, ce mult înseamnă pentru noi. Cred că nu ce înapoi, George, în țară și ne trebuie o săptămână să ne revenim. Zic, oare s-a întâmplat, a fost un vis real. Mă bucur foarte mult că am avut posibilitatea să înregistrăm totul, pentru că efectiv aceste sunt niște memorii care vor fi foarte prețioase pentru noi. Așa. Da. Și, ar vrea să stau mai mult, vă spun în sincer, din toată inima, eu spun, e ultima zi din, înainte de plecare. Astăzi avem un program foarte încărcat cu rudele, cu multe. Trebuie să vedem multe persoane și să petrecem și pe noi puțin timp cu ai noștri. Dacă ar fi după mine, eu, cum am spus, m-aș muta aici, într-o casă, chiar dacă nu e prea bună, acolo aș locui eu. Să le văd în fiecare dimineață, din Moscou. Asta este, cred că, o pasiune de aviator. De ceva acum noastră. Mergem, plecăm, mergem. Pe jos sau pe sus? Un sistem de elevare așa și se va lua așa de jos, trece deasupra cupolei așa și apare în distanță platforma. Și eu cu George pe acolo și cu colegii și formă zoom in. Go and get the plane fuel. Nu că e mișto faza? Așa peste cu folă, nu? Și cu muzică în spate. Da, dar tu știi că costă aparatele alea dacă vrei să le pierzi. Da, ce bine. Da, bă, știu. Păi, dar vedeam că tot. E și din alui pe aici încă o viață. Da, da. Da? Vreți să-mi găsiți? Eu și cine? Aia, că vreau să știi cine era la... Cisterna care mi-a dat... A, nu, cred că ai ieșit, la pe eram mai în vârstă. Am înțeles. E bine, oricum v-am plinit pe noastră. V-am pupat, numai bine. Marinică și iar...